La sărbătoare vor participa deosebiți artiștii ai Republicii Moldova, vor fi ansamble din România, vor fi scriitori, vor fi expoziții, vor fi diferite concursuri unde Consiliul Local a alocat niște prime. Fiecare participant care va lua parte la lucrul organizatorului va fi premiat. Programa pe 31 august se va încheia cu o horă satului și cu diferiți cântăreți. Și vă invităm să luați parte pe toți.